expoziția Știință și etnicitate, cercetarea antropologică în România anilor 30 a fost vernisată ieri 22 ianuarie la Galeriile de Artă Ioan Sima din Zalău. Expoziția prezintă pentru prima dată publicului cercetările antropologice din România interbelică, menite să delimiteze prin măsurarea unor caracteristici biologice diferitele tipuri rasiale aflate pe teritoriul României. Cercetări antropologice despre compoziția rasială a diferitelor comunități etnice din România au luat amploare în anii 1920, mai ales în anii 1930. Treptat s-a format o adevărată obsesie pentru găsirea caracteristicilor biologice ale românului, germanului, ungurului și așa mai departe. Antropologii au încercat să găsească specificul biologic al individului, măsurând cutiile craniene, înălțimea, analizând culoarea ochilor și a părului, completând formulare genealogice. Expoziția își propune să familiarizeze publicul larg și tinerele generații cu istoria antropologiei, considerând că o mai bună cunoaștere a acestei istorii va fi utilă unei mai bune înțelegeri a perioadei interbelice. Ideea de a aduce această expoziție la Zalău a venit ca urmare a bunelor noastre relații de colaborare cu colegii noștri de la Muzeul Național de Istoria Banatului, de unde astăzi îl avem pe colegul și prietenul nostru Călin Timoc, care la bază este arheolog, dar care a avut deschiderea și dorința de a se implica și în organizarea unei expoziții care nu ține neapărat de specialitatea lui, discutam de aspectul acesta, dar sigur noi cei care lucrăm în cercetarea științifică știm că interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea sunt extrem de fertile și de utile în activitatea noastră. Nu știu dacă ați reușit să vedeți puțin expoziția, dar e despre rasă, ca și un concept a cercetărilor de antropologie, care categorizea oamenii. Acolo e și un filmuleț, cum stăteau cercetătorii așa în halacat și măsurau craniile și înălțimile și puneau oameni în diferite categorii de rasă. Și asta se întâmpla și în România, nu doar în Germania, cu Hitler, deși asta a fost cea mai radicală parte a cercetărilor astea. În fine, am vrut doar să vă dau puțin un context istoric despre ce se întâmplă în expoziția asta și ce s-a întâmplat în anii 30 în antropologie în România. Căutarea acestei specificuri românești nu a fost una nouă, de la istorici precum Vasile Pârvan, păi și filozof ca Lucian Blaga, Mircea Vulcănescu sau Constantin Rădulescu Motru, mulți intelectuali erau preocupați aproape obsesiv să vorbească despre esența culturală națională română. Dar ce a făcut antropologia fizică era să lege această esență națională de trupul oamenilor și de sângele lor, ca tu să înțelegi, să simți prin sângele tău, prin strămoșii tăi, că ești parte a națiunii și a culturii române. Pe de-o parte, acești cercetători au văzut și acceptat că, de fapt, nu există așa ceva ca și român pur. Pe de altă parte, ei totuși au căutat și promovat ideea unei rase românești. Deși au demonstrat că membrii națiunii române erau rezultatul unor amestecuri succesive de populații, diferite de-a lungul istoriei și chiar ei nu puteau să definească ce înseamnă rasa română, odată era romană, odată era dac, odată era daco-roman, odată daco-romano-slavă, dar totuși au încercat să creeze identitatea asta. E o expoziție care îndeamnă la lectură, deci din start pentru studenți elevi, părerea mea că e de citit foarte mult și de căutat și înțeles ceea ce vedeți aici. Nimeni altul decât profesorul universitar Marius Turda, unul de al nostru, care a terminat la București Facultatea de Istorie, a ajuns după aceea la SIU, la Budapesta, unde a terminat un masterat de antropologie și drept și după aceea și-a dat doctoratul la Oxford, unde a și rămas după aceea în cadrul unităților de cercetare și acum am înțeles că predă etică medicală, istoria eticii medicale. Din dorința lui de a urmări ce s-a întâmplat cu teoriile rasiale, cum s-a ajuns ca lumea să ajungă atât de divizată și să existe atâta intoleranță invocând asemenea concepte, el a dat peste, ca un arheolog veritabil, pe bune, a dat peste o arhivă absolut inedită la Naturwissenschaftliches Museum din Viena. O arhivă din anii 30, care conținea toate fișele, toate notițele acestui grup de cercetători care au inițiat prima dată teoriile rasiale, din care după aceea și Hitler se va inspira.
Și ce e foarte interesant, îmi spunea el, de aia, în mare măsură, de ce e foarte spectaculoasă expoziția, cu toate că la prima vedere, când vedeți niște panouri alb-negru, știu că nu prea vine să uitați la ele, materialul este inedit. Este foarte, foarte inedit. O să vedeți, de exemplu, că inclusiv Atonescu a avut o schemă în politica lui de stat în care dorea să creeze o astfel de institut de cercetare a raselor în România. Lucru care nu se mai pus în practică, dar în plan a existat. Sigur că războiul a schimbat mult lucrurile. Sunt date care el le-a găsit acolo inedite. Ele n-au fost niciodată scoase la lumină pentru că aceste subiecte sunt tabu în Germania și Austria, care încă trag de pe urma nazismului foarte multe probleme de corectitudine politică, ca să zicem așa. Și a dorit să le prezinte publicului român tocmai în ideea în care să ne deschidem puțin mintea, tocmai pentru că aceste lucruri au început în România. Banatul fiind un teritoriu multicultural, a fost experimentat ca experiment, ca teritoriu de experiment, a fost deja încă de către Habsburgi. Deci, în momentul când i-au scos pe turci și le-au spus că trebuie tot să plece, au curățat etnic Banatul și au dus coloniști din toate landurile sau spațiile în care Austria avea domenii catolici, pe care i-au așezat. După aceea s-au așezat și ungro, migra și sârb. Cert este că în Teremia, localitatea care face parte din această arhivă, care va fi și publicată la Anale Banatului și care ține oarecum și de această expoziție, acești cercetători austrieci, care erau antropologi renumiți la vremea respectivă, au măsurat absolut toată populația acestei localități. Teremia e un loc foarte special pentru Banat. Nu știu că știți, acolo era locul favorit al lui Nichita Stănescu, unde se retrăgea, pentru că era cel mai bun vin din zonă. Și, nu întâmplător, zona este spectaculoasă pentru că e o localitate foarte, foarte mare, unde etniile sunt împărțite pe străzi. Este strada sârbească, unde numai sârbii stau. Este strada germană, strada maghiară, strada română, țiganii cu periferia lor, deci toți i-au găsit la oaltă acești cercetători și i-au măsurat pe toți tocmai pentru că doreau să găsească niște caracteristici fizice prin care puteau să spună care rasă de ce e mai superioară decât cealaltă. Erau primele lucruri care atunci se șghebau. Ei, acest lucru pentru noi a fost un șoc. Deci prima oară când am auzit că la noi a început povestea cu anerbe, a fost șoc. În momentul când a apărut expoziția, nu vreți să știți ce a fost pe capul meu. Telefoane, mail-uri, că așa ceva nu se poate expune, că e pentru Banat e o rușine și așa mai departe. Din păcate, ne place sau nu, asta face din parte din istoria noastră. O să vedeți inclusiv fotografii cu familia regală, care și ea a finanțat în mare măsură asemenea programe. Politicul, din păcate, a finanțat asemenea programe pentru că avea cu totul alte intenții. Sigur că mulți cercetători de bună credință au făcut treaba științific foarte bine, dar după aceea se va vedea că aceste rezultate vor fi folosite cu totul alte scopuri, pentru care ei nu și-au dat acord, nu au fost întrebați, au fost siguri între ei și oportuniști, dar cert este că toate aceste idei au avut piață de desfacere. Și așa s-au dezvoltat școlile de antropologie din perioada interbelică în multe state, mai ales din centrul și estul Europei. Tocmai pe încercarea asta de a defini cât mai clar, mai ales în zone etnografice foarte vizibile, care este puritatea rasială. Banatul, din punctul ăsta de vedere, trebuie să știți că are un merit fantastic pentru partea asta de cercetare, pentru că noi adesea discutăm de Banatul multietnic, dar din punctul nostru de vedere istoric este mai degrabă un Banat interetnic. Deci, mixajul, căsătorile mixte erau foarte, foarte puține. Asta iarăși a încurajat mult pe austrieci în momentul când s-au apucat de aceste măsurători. Și o replică a felului în care s-au făcut aceste măsurători, aveți în filmul documentar artistic care rulează dincolo, fiindcă a câștigat un premiu tocmai pe chestia asta, pentru că a fost ceva foarte șocant și pentru autoritățile locale din Teremia să afle care sunt primele rezultate preliminare ale acestei echipe de cercetători. Da, ei, practic, căutau neamțul ăla, șvabul, care bea șnaps și cârnațcă, și făcea cârnațcă, considerau că ăla e cel mai neamț dintre nemții pe care au, pentru că deja Europa Occidentală, datorită primului război mondial și mai ales zonele metropolitane, deja erau atât de mixate, că nu le mai puteau urmări exact rădăcinile acestor nici. Și atunci știau că aici, în Banat, la periferie, inclusiv la Saș, mai găsesc încă vechile rădăcini etnice, pe baza cărora după aceea puteau crea teoriile lor. Lucrul ăsta, cum zic, nu-l putem nega, e bine să fie publicat, tocmai ca să știm foarte responsabil
ce s-a întâmplat, care a fost adevărul și pe bună dreptate chiar am vorbit cu colegul Marius Turdea, o să urmeze o a doua expoziție, să vedeți ce a urmat după aceea în timpul războiului, cum s-au pus în practică absolut la o manieră oribilă aceste idei preconcepute de către poliția politică, de către statele totalitare, extrema dreaptă, aceste programe, pentru că ele la bază, practic, de un, ce s-a întâmplat. Încă din perioada interbelică, se pare că nemții au intrat într-un stres maxim, mai ales cu apariția statelor naționale după Primul Război Mondial, că ei ajung tot mai puțin să fie. De ce? Pentru că nemții nu făceau decât un singur copil. Și acum am banat aceeași tradiție, nu s-a agită să facă. Cine făceau mulți copii? Românii, țiganii, oricum alții, nu ei. Și atunci au apărut aceste politici de eugenie, în care căutau să găsească formulele care neamțul care își plătește impostele, care e corect, care e cel mai bun meșter, să se mulțească, să n-ajungă după aceea să fie înghițit de alte neamțuri. Și aceste lucruri mai subtil au fost transmise și celorlalte state care au aparținut de această politică a Germaniei de a impune rase. Și o să vedeți inclusiv cursuri care s-au predat în facultăți pe acest subiect. Deci a existat întreagă isterie vis-a-vis de felul în care fiecare popor trebuie să-și caute rădăcinile și să își păstreze valorile fizice, vă dați seama, fizice, da? Să nu ajungă după aceea să fie judecat ca un popor inferior. Și lucrul ăsta, practic, a dăunat formă. Cu cât, foarte interesant este că cu cât după aceea banii s-au dus în astfel de cercetări, s-au făcut tot mai multe măsurători și au dat seama că, de fapt, nu sunt valabile aceste teorii. Adică, cu cât au încercat să măsoare care ne-a fost cel mai bun, și-au dat seama că nu există varianta asta. Și că inteligența nu ține de cât de mare ți-i creanul sau de cât de înalt sau de gras ești. Și lucrurile astea după ce au căzut în derizoriu. Dar sigur că foarte târziu și cu foarte mari costuri și consecințe absolut dezastroase pentru istoria recentă a Europei. Mulțumesc, nu vreau să vă rețin, doar atâta vreau să vă atrag atenția că aveți în față o expoziție inedită, o expoziție profi făcută, cu niște texte create de un expert, de cineva care chiar știe. Nu există nimic aici de extremă dreaptă, nimic care să fie cu tentă, eu știu, naționalist, socialistă sau cum am mai fost acuzat. Și că din cauza asta aș fi fost ales eu ca arheolog, partener, tocmai că nu pricep prea multe. Noi arheologii lovim de antropologie, dar la maniera în care avem o serie întreagă de descoperiri funerare, inclusiv morminte din perioada migrațiilor, și nu știm cine sunt acei migratori. Și atunci ne interesează foarte mult caracteristicile scheletului ca să ne dăm seama dacă e mongoloid sau e rasă turcică sau așa mai de. Sunt câteva elemente caracteristice, dar care țin mai degrabă de o modă, de exemplu, la Alan există moda deformării ca craniului. Deci se fac craniile de când sunt mici, le fac un turban la copii și practic se alungește craniul. Și cu cât e mai lung craniul, cu atât era mai frumos sau mai frumoasă, când mai ales la fete se întâmpla. Și atunci, în momentul când descoperim un astfel de schelet, ne dăm seama deja că aparține de un anumit grup migrator care avea această modă. Dar nu ține de inteligență, nu ține de partea de care, până la urmă, intențiile, să zicem, acelor care au inventat teoriile rasiale au de-a face. Oricum, e spectaculos felul în care s-a ajuns la aceste materiale. E spectaculos că au reușit Marius Turdea să copieze tot fondul acesta și să-i convingă pe cei din Austria să facă public, măcar în România, aceste rezultate, pentru că pe noi ne interesează. Noi astăzi, practic, teremia nu mai avem nemți. Deci toți au emigrat, vă dați seama. E o întreagă nebunie, pentru că se dorește crearea unui muzeu local. Se caută recuperarea acestui trecut și e foarte greu de făcut. Comuniștii au avut grijă să ardă arhivele sau să le facă pierdute, în fine, că nu știm exact detalii. Și, practic, se duce o întreagă arheologie contemporană în a recupera diverse fotografii, obiecte, lucruri care țin de această comunitate șlobească, care făcea cel mai bun vin din Banat, cu asigur. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Mulțumesc colaborării cu Corina Vejnan, pentru că ea imediat a zis, da, vreau să aduc eu, am ofertat această expoziție și în jur, în Banat, acea altă muzee. Nu știam că să ajung imediat aici la Salon cu ea. Și sper să vă facă mare plăcere să o lecturați. Sunt multe lucruri interesante, probleme pe care și le puneau cercetătorii. Și o să vedeți, de exemplu, prima fotografie legată de frumusețe. Totul a început de la o idee inocentă. Domnule, să vedem care e cea mai frumoasă femeie.
femeia care e mai balcanică, cea nemțoaica sau, eu știu, rusoaica care are sânge din ăsta asiatic foarte mult. Și de aici, după aceea, vedeți că ajungem pe, aproape de primul război mondial, la finalul anului, când deja lumea este segregată, există niște idei fixe, rasiale, care deja erau extrem de păguboase, nu doar pentru climatul social, ci și pentru economie și pentru tot ce a însemnat după aceea politicile de stat.